inspirații de modelul președintelui Traian Băsescu. Avem curajul să venim în fața pracovenilor noi înșine, fără paravane. Noi nu ne ascundem după alianțe politice toxice, cum este alianța PSD Pro-România, sau după alianțe politicianiste ieftine, cum este alianța PNL-USR. Ei au făcut alianțe între partide, noi facem alianțe doar cu prahovenii. Ceea ce nu înțeleg liderii județului este că oamenii s-au săturat de candidați slabi și de combinații politice. De pildă, este inadmisibil ca alegătorii liberali, care au votat în trecut PDL și Traian Băsescu, să nu aibă propriul candidat în Câmpina și în celelalte orașe din județul Prahova și în celelalte comune. Ce v-ați propus pentru județul Prahova? În ceea ce mă privește, eu îmi doresc ca județul Prahova să devină cel mai dezvoltat județ din România. De aceea am să enumăr câteva dintre proiectele mele, deoarece îmi doresc ca cetățenii să trăiască într-un oraș mai bun, mai curat. Și putem face acest lucru numai dacă promovăm proiecte realiste în sănătate, ca de exemplu construcția de dispensare în toate localitățile, nu realizarea unor spitale pe hârtie. Dacă Consiliul Județean devine partenerul de nădejde și sprijină fermierii, dacă promovăm oameni, locuri, produsele noastre, dacă în fiecare uliță, în fiecare sat din județul Prahova va exista apă, canal, iluminat, gaze, dacă sprijinim întreprinzătorii mici și mijlocii, deoarece ei generează locuri de muncă. Ca și președinte de Consiliul Județean, vreau să asigur pe toți locuitorii din județul Prahova, ca și pe toți primarii din județ, că îi voi fi un partener de nădejde, indiferent de orientarea lor politică, așa cum sunt și în calitate de deputat, ca să ne fie mai bine acasă în Prahova.